Salut, prieteni, bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție specială a emisiunii Riposta, într-adevăr și dreptate. Vă spun și în această seară, aceeași Marius Mitache alături de colegii mei din Regia Tehnică. Doamnelor și domnilor, buget fără precedent pentru investiții în municipiul Târgoviște. Dezbatem acest subiect și numai alături de, ca în fiecare joi seara, prezent o dată pe săptămână la noi în studio, primarul municipiului Târgoviște, domnul Daniel Cristian Stan. Domnia sa este și președintele PSD Târgoviște, vicepreședinte PSD Dâmbovița. Îi spunem și noi bună seara, bine ați revenit, domnule primar. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație. Știu că aseară ați avut o ședință lungă la nivelul biroului permanent județean. Care sunt deciziile pe care le-ați adoptat? Că au fost discuții foarte aprinse pe marginea conflictului intern între actualul președinte al Consiliului Județean, domnul Alexandru Oprea. Domnia s-a demisionat din toate funcțiile politice, respectiv secretar executiv PSD Dâmbovița și președinte PSD Răzvad și liderul PSD Dâmbovița, senatorul Adrian Țuțeanu, domnule primar. Da, eu regret, vă dați seama, această situație apărută. Din păcate, au fost câteva lucruri care au condus la ceea ce s-a întâmplat. Eu cred că Partidul Social Democrat știe să se replieze în momentele dificile. Și ceea ce s-a întâmplat aseară, eu zic că este spre binele Partidului Social Democrat, pentru că nu s-a luat o decizie radicală, s-a acordat un răgaz în care domnul Oprea să-și analizeze puțin atitudinea. Cam aici s-a mers aseară, azi noapte. Dar, încă o dată, regret această situație. Este un lucru care nu ne face bine. Nouă ca partid. Da. În viața unui partid politic sunt multe astfel de momente. Până la urmă, sunt normale. Dacă ar fi totul foarte liniștit. Dar de unde a apărut acest conflict? Mai ales succes la alegeri, un dublu succes la alegeri. E adevărat, este surprinzător. În anul 2016 a fost un an foarte bun pentru Partidul Social Democrat. Câștigat alegeri locale, câștigat alegerile parlamentare la nivelul județului Dumnezeu, la nivelul municipiului Târgoviște. După aceea, nu știu cum de lucrurile au ajuns în această direcție, însă n-avem ce să facem. Mergem mai departe și știți ce se întâmplă, domnule primar? Că am văzut că sunt tensiuni și la nivel central, la nivelul conducerii naționale. Adică și mă surprinde și pe mine, chiar nu știu de unde a apărut și conflictul între fostul premier Victor Ponta și actualul președinte al Camerei Deputaților și al Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea. Că ei se înțelegeau bine înainte. Acum chiar nu știu de unde apar astfel de conflicte când ar trebui să meargă bine lucrurile. Este sunt absolut convins că vom ști să ne repliem în aceste momente și că în pofida acestor situații delicate vom ieși întăriți. Indiferent dacă este o situație la nivel național sau de situație la nivel județean. Sigur că nu e plăcut, nu e confortabil. Dar vor fi luate niște decizii clare și mai departe vă asigur că tot noi vom fi principala forță politică și la următoarele alegeri. Alexandru Oprea, apropo de principala forță politică, nu a pierdut nicio bătălie electorală și în calitate de manager de campanie, de director de campanie. Bun, Iunaș și-a pus în foarte direct. Iunaș, cum să spun, n-aș indica așa o persoană ca fiind providențial. Hai să spunem că Partidul Social Democrat e o forță prin echipa pe care o are. Prin e o echipa, forță corect. Prin primarii pe care are, o forță prin președinții de organizație pe care are, o forță prin membrii pe care are, prin consilierii locali pe care are. Sigur că este important și nu știu, coordonatorul de campanie și așa mai departe, dar haide să spunem lucrurile pe nume. Partidul Social Democrat este o forță prin echipa pe care o are și o echipă care a prezentat la alegeri locale, spre exemplu,
un program articulat pe fiecare localitate, cu obiective clare, cu surse de finanțare. La alegerile parlamentare a venit cu un program de guvernare, care, iată, este parcurs la momentul de față. Angajamentele din campanie, în mare parte, sunt acum realități, cu mările de salarii, cu mările de pensii, mările de burse și așa mai departe. Deci suntem în grafic în momentul de față și aici este forța Partidului Social Democrat în principal, spun eu. Sigur, repet, este important și cine coordonează, să nu uităm totuși de Adrian Tuțuianu, care n-a pierdut nicio bătălie electorală din poziția de președinte de organizație. Sunt lucruri... Dâmbovița fiind organizația numărul 1 la nivelul numărului de voturi, nu procentul. Da, este indiferent de criteriile după care faci un clasament, Dâmbovița este în primele 5 organizații din țară. Indiferent de din ce zonă e, ca și rezultate politice. Ceea ce vă dați seama că este un lucru absolut remarcabil pentru o organizație care în 2012, spre exemplu, pierdea primăria Târgoviște. Nu mai vorbesc de rezultatele din 2008, deci s-a făcut o modificare radicală a spectrului politic dâmbovițean și târgoviștean. Dar nu cred că trebuie să ne facem probleme. Repet, vom reuși să trecem și peste această situație delicată. Avem maturitatea de a trata aceste situații cu inteligență și a trece peste repede. Sunt inerente în viața oricărei formațiuni politice. Peste tot sunt tensiuni, peste tot sunt orgolii, peste tot sunt divergențe de opinii, dar forța Partidului Social Democrat stă în echipa sa și nu neapărat într-o persoană sa. Forța Partidului Social Democrat stă în echipa sa și nu neapărat într-o persoană, subliniază și concluzionează oameni buni, liderul PSD Târgoviște și vicepreședinte PSD Dâmbovița, apropo de acest scandal izbucnit de niciunde, aș putea spune, între cei doi lideri din PSD, lideri marcanți, senatorul Adrian Tuțuianu, președintele organizației județene și secretarul executiv, numărul 2 în partid, așa trebuie să fie, dar domnia s-a demisionat din funcțiile politice. Bun, vă propun să abordăm latura administrativă, e vorba de activitatea administrației publice locale, pentru că asta este cel mai important. Sunt convins că pe târgoviștenii asta interesează mai puțin conflictele politice interne. Ați prezentat, domnule primar, într-o conferință de presă, proiectul de buget pentru 2017, ce urmează a fi votat în Consiliul Local? Va fi propus în Consiliul Local. În linii mari, proiectul de buget este un proiect care este adaptat pe necesitățile pe care municipiul Târgoviște le are în acest moment. Am încercat pe cât posibil, în funcție de posibilitățile financiare, bineînțeles, să canalizez acest buget pe secțiunea aia de dezvoltare, pe zona de investițională. Și de aceea, pe această zonă a fost mărit bugetul cu 73% față de anul trecut. De ce spun asta? Pentru că este vital ca municipiul Târgoviște să se dezvolte. Este vital ca municipiul Târgoviște în acest an să atragă fonduri nerambursabile atât din zona Uniunii Europene, cât și de la bugetul național. În aceste condiții, și o să vă dau câteva date care cred eu că sunt absolut edificatoare pentru ceea ce înseamnă posibilitățile pentru dezvoltarea comunității târgoviștene. 1. Avem un buget undeva la 220 de milioane, buget total, cu cote de facade în TVA, cu sume din impozitul pe venit, cu taxe și impozite, cu diferite subvenții de la bugetul de stat. Ei bine, din această sumă, suma reprezentând taxele și impozitele, reprezintă colectarea taxe și impozite, reprezintă numai 25%. Deci, vă dați seama că suntem în momentul de față în situația de a nu putea realiza investiții majore
din taxele și impozitele pe care le colectăm la nivelul municipiului Târgoviște. Și atunci nu avem multe alternative. Singura noastră posibilitate de a moderniza municipiul Târgoviște, de a aduce bani în municipiul Târgoviște, este reprezentată de accesarea de proiecte, fie pe Ordonanța 28, pe Programul Național de Dezvoltare Locală, fie pe fonduri europene. Legat de Programul Național de Dezvoltare Locală, municipiul Târgoviște are depuse la acest moment, mâine este ultima zi, dacă nu mă înșel, în care se pot depune asemenea proiecte, are depuse la acest proiect 62, la acest moment 62 de proiecte. Este o cifră record. Este o cifră, iar valoarea totală acestor proiecte este undeva la 114-115 milioane de lei. Este o cifră record, este o cifră care vine să ne ajute pe noi, ca și comunitate locală, să ne dezvoltăm. De aceea am depus atâtea proiecte, de aceea am făcut atâtea și atâtea eforturi pentru a ca municipiul Târgoviște să poată să finanțeze cât mai multe investiții. Pe Ordonanța 20, Programul Național de Dezvoltare Locală. Hai să ne să vedem cam ce avem. Avem două unități de învățământ mari, școala Matei Basarab și școala Mihai Viteazu. Avem câteva grădinițe, avem câteva crești, avem trei pachete de drumuri, avem dotări la cabinetele medicale școlare, avem la Teatrul Toni Bulandra investiții. Am încercat să acoperim o paletă cât mai largă și să depunem proiecte cam pe toate componentele pe care Ordonanța de Urgență 28/2013 le oferă pe secțiunile de finanțare, pentru că, repet, este vital, este esențial pentru o comunitate locală să acceseze fonduri nerambursabile. Deci la momentul ăsta nu mai discutăm de intenții, nu mai discutăm de strategii. La momentul acesta, efectiv, astăzi, la ora la care vorbim, Târgoviște are depuse 62 de proiecte pe Ordonanța 28. Eu sper să finanțeze cât mai multe. Sper ca anul acesta să avem, spre exemplu, o treime din proiecte, anul viitor încă o treime și în 2019-2020 să le finalizăm, să avem finanțate toate cele 62 de obiective de investiții pe care le avem. Este foarte, foarte important. De ce nu la anul? În funcție de necesitățile pe care le avem, vrem să mai depunem alte proiecte. Secretul la Ordonanța 28, regula instituită de acest act normativ, este că aceste proiecte pot fi depuse numai în 30 de zile de la data aprobării legii privind bugetul de stat. Nu ai depus în aceste 30 de zile, un an de zile, nu mai poți cere niciun fel de finanțare, niciun fel de investiție pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Și noi chiar vrem să accesăm aceste sume de bani. Ne-am concentrat foarte mult pe acest subiect, am făcut eforturi pentru că am avut de la început intenția de a depune aceste proiecte de peste 100 de milioane și iată că am reușit să le depunem. Iată așadar, oameni buni, număr record de proiecte depuse la Ministerul Dezvoltării pe OG28 prin Programul Național de Dezvoltare Locală. 62 de proiecte în valoare de peste 115 milioane lei. Primăria Târgoviște, iată, are pregătite proiecte. Mâine e ultima zi de depunere a acestora. Ultima zi de depunere, noi am epuizat portofoliul de proiecte pe care intenționam să-l depunem. Vreau să mai spun că toți suntem la buget și am discutat despre aceste investiții. Strategia de dezvoltare a municipiului Târgoviște este structurată pe surse de finanțare și avem câteva elemente cheie pe care vrem să le atingem. Odată, pe Ordonanța 28, am spus, două școli mari, grădinițe, creșe, drumuri. De asemenea, lucrăm în momentul de față la documentații pe zona Companiei Naționale de Investiții, cu sala polivalentă de la Complexul Turistic de Natație, cu terenul de sport, cu terenurile de tenis pe care vrem să le facem la complexul turistic de natație. Vrem să avem o bază sportivă absolut excepțională. Pe fonduri europene, iarăși, 7 școli pe care vrem să le finanțăm. Grădinițe, creșe, programele de
pe zona de asistență socială, startup-urile pe care vrem să le facem, reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, proiectul privind transportul public în comun, proiectele privind reabilitarea termică a clădirilor rezidențiale, a instituțiilor publice, proiectul pe care îl avem la unitatea militară de la gară cu locuințele ANL, proiectul pe care îl avem la Sagricom cu locuințele ANL, Cinematograf Independența prin Compania Națională de Investiții, multe, multe, multe investiții, dar veți observa că foarte multe din aceste investiții sunt pe zone de finanțări nerambursabile. Noi pe buget nu putem să facem absolut nimic. Și mai avem încă un indicator care eu zic că este absolut important. Valoarea totală a proiectelor în execuție și a proiectelor care și a proiectelor depuse depășește 300 de milioane de lei. În contextul în care bugetul din taxe și impozite al municipiului Târgoviște nu depășește 50 de milioane. Deci iată că avem pe de o parte un buget de taxe de venituri de 50 de milioane, pe de altă parte avem un portofoliu de proiecte, unele chiar în execuție, în valoare de 300 de milioane în momentul de față. De 6 ori, iată, bugetul din taxe și impozite al municipiului Târgoviște. Acesta este un indicator despre potențialul investițional și de dezvoltare pe zona de investiții publice pe care municipiul Târgoviște îl are în acest moment. Și vreau să mai încă un indicator care eu spun că este încurajator pentru noi ca administrație publică locală și pentru târgovișteni. Nivelul de îndatorare al administrației publice locale sau datoria publică, cum este acest element menționat în legislația financiară. Noi suntem în anul 2017 cu finanțarea unei părți importante a investițiilor și mă refer la drumul de centură, mă refer la creditul pentru complex turistic de natație, la 7,09% ca și grad de îndatorare, în condițiile în care maximul legal este de 30%. Deci suntem într-o situație bună și din acest punct de vedere avem spațiu financiar pentru a demara noi investiții chiar și pe zona de finanțare rambursabilă, mai clar pe credite. Și din acest punct de vedere, lucrurile arată bine și există premisele ca în câțiva ani de zile să schimbăm foarte mult în bine municipiul Târgoviște pe această zonă. 1. Repet, infrastructură educațională, școli, grădinițe, creșe, colegii naționale, licee și așa mai departe, infrastructura sportivă, de care am discutat mai devreme, complexul turistic de natație, bazinul olimpic, care este o bijuterie la nivel național și nu mă feresc să o spun. Apropo de bazinul olimpic din cadrul complexului de natație, avem prinse investiții acolo pentru dotări, schimbăm ceva la bloc starturi ca să poată să existe acel sistem de cronometraj electronic și luăm o tabelă electronică de afișare a rezultatelor și așa mai departe. De asemenea, tot la complexul de natație intenționăm să mai lărgim oferta pe care o avem, o să mai achiziționăm niște topogane speciale pentru copii, pentru că acele topogane pe care le avem noi sunt destul de restrictive pentru copii cu vârste, să spunem, până în 8 ani. Apoi, tot legat de bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște, în afară de ceea ce am discutat până acum, mai avem în derulare și proiectele pe care noi le facem pe bugetul propriu al municipiului Târgoviște și acestea se regăsesc finanțate. Și ne referim la... O să discutăm în partea a doua de... Proiectele derulate din bugetul propriu, domnule primar, trebuie să luăm un scurt moment de publicitate. Stimați prieteni, iată informații exclusiv numai la noi, aici la Riposta, apropo de proiectul de buget ce urmează a fi propus spre dezbatere și spre votare în Consiliul Local al Municipiului Târgoviște pentru 2017, structura pe mai multe surse de finanțare, dar iată
în condițiile în care numai din taxe și, și impozite bugetul are o valoare de aproape 50 de milioane. Noi, de fapt, municipalitatea, primăria municipiului Târguiște are pregătite foarte proiecte. A spus foarte bine noi, este vorba de municipiul Târgoviște, este vorba de comunitatea locală. Eu nu fac decât să canalizez aceste resurse financiare către zona investițională, dar fără sprijinul oamenilor, fără sprijinul companiilor și așa mai departe, fără plătitorii de taxe și impozite, nu se putea realiza absolut nimic și nu mai eram la această masă în momentul de față. E în regulă, luăm un scrum de publicitate, oameni buni, vă mulțumim că și în această sală ne primiți în casele dumneavoastră. Iată, buget fără precedent pentru investiții în municipiul Târgoviște în 2017, majorat față de anul trecut numai la capitolul investiții bugetul cu 73%, stimați prieteni. Om, musculul de publicitate, revenim, nu plecați nicăieri. Publicitate.